n-a mai jucat atât de bine. Sali, scurt, Munteanu. Sali, ce face? Pătrunde și o face bine. Este o finalizare care duce mingea pe spațiul poții. Balonul rămâne la Kasap și este gol! Gol pentru Farul, marcat de Băluță! Jucătorul care și mai devreme avusese acea reluare pe spațiul porții lui Târnovanu. Farul se întoarce de la 2-2 și egalează. Și îți dai seama ce injecție de moral primește acum Farul după această fază spectaculoasă, după golul frumos, superb, marcat de Băluță. Să nu-l uităm pe Daua însă. Exact. Să nu-l uităm pe Daua. De unde vine acest gol? Da. Dar este un gol meritat, pentru că Farul n-a îngenunchiat, n-a pus piciorul jos la acel 0-2. Deci Băluță, el deviază aici și este o ocazie mare, scoate și Târnovanu, dar ajută și bara și vine apoi singur și înscrie din fața lui Adrian Șut. Mingea l-a depășit pe Șut. Ce avem de văzut? Ce avem de verificat? Nimic. Se aruncă cu tot felul de obiecte din peluza fanilor constanțeni. 2-2, egalare meritată, joc bun al Farului. Cum era vorba aia cu 2-0, cum cel era mai scorul, nu știu cum, da. Scorul acela greu. Doi la doi, mai e încă o jumătate de oră de jucat și probabil că se va mai înscrie. În orice caz, 2-2, un scor bun pentru Farul. E un scor chiar foarte bun, pentru că, repet, Farul are ultima etapă cu Iohens acolo, are ultima etapă cu CFR, iar Dan Petrescu a anunțat că va trimite juniori în teren. A fost sensul lui Sorescu. Numai că Farul, iată, continuă să atace.